Bine ați venit la ediția 37. Dacă sunteți prima oară, eu sunt Ștefan. Mă bucur să ne cunoaștem. Câteva chestii organizatorice, așa pe scurt, până îi predau cuvântul lui Alex, aici de față, care să ne susțină prezentarea. Această prezentare, că mă gândesc că știți de ce ați venit. În momentul de față avem un giveaway pe pagina de Insta, dacă sunteți interesați. Avem două licențe de JetBrains, dacă vă interesează. Ideea că am înscris meetup-ul la JetBrains User Group Support și o să primim licențe de genul ăsta, o să mai tot primim de-a lungul timpului. Și avem și canalul de Discord, dacă nu sunteți înscris deja, vă recomand. Și cam atâta. Alex, ai cuvântul. Ok. Îi spun mulțumesc lui Ștefan pentru introducere. Până ne pregătim cu astea. Cred că o ieși din screen mirroring, dar verifică un pic, te rog. Până în alta, două cuvinte despre mine. Eu sunt Alex. Cu o mare parte din voi m-am mai întâlnit la facultate, în alte contexte. Programez de foarte mulți ani și pasiunea mea a rămas în continuare programarea, deci încă nu m-am săturat de ea. Și asta fiind? Nu știu. Asta poate am fost norocos, poate ghinionist. Încă nu știu care e endgame-ul. Astăzi vreau să vorbesc un pic despre simple prototyping, care înseamnă sau aș traduce în felul următor, poate înainte ați văzut că scria simple prototyping with Python, dar nu trebuie neapărat să fie with Python, acolo a fost o lovitură de marketing din partea lui Ștefan, că hai să-i atragem pe oameni cu ceva, va fi în Python. Dar ce vorbim astăzi se aplică despre orice limbaj de programare. Și de ce e simple prototyping? De cele mai multe ori oamenii nu vor să încerce un lucru de frica că trebuie să mai învețe încă ceva. Iar trebuie să învăț încă un framework nou sau iar trebuie să mai învăț altceva. Și atunci frica asta îi oprește pe oameni să încerce lucruri simple. Și când zic lucruri simple, mă refer la orice programel micuț pe care îl puteți face. Și bineînțeles că înveți făcând, nu înveți uitându-te la alții cum fac. Acum voi ați venit să vă uitați la mine cum fac. E un început bun, dar până nu puneți voi mâna, nu funcționează. Și atunci, ca să fie mai simplu să puneți mâna, o să începem cu o discuție. Cine recunoaște poza asta de pe tablă? Așa, să ridice mâna. Hai să vedem. Cine își dă seama ce e în poză? E dintr-o carte. Am copiat poza din carte și am șters exact, dar scria deasupra cei, da, ca să nu fie. Nu. Este vorba despre arhitectură. Nu știu dacă vedeți ce e acolo, dar cred că poate o să recunoașteți așa. E din cartea care se numește Clean Architecture. Și Clean Architecture-ul ăsta, să zicem, e o carte de referință pe care vă recomand să o citiți, dacă ați scris cel puțin un pic de cod. Dacă n-ați scris foarte mult cod, prima dată scrieți și după care citiți cartea. Da, și în carte, autorul vorbește destul de drăguț despre niște layere ale aplicației. Și dacă vedeți, în centru sunt entitățile, use case-urile, controllerele, cuvinte pe care dacă nu le-ați mai folosit în contextul corect, nu înseamnă nimic. Dar la ce vă gândiți când vreți să începeți un proiect nou? Care e primul lucru? Păi poate ideea. Nu. Ce proiect să faceți? Și atunci, una din recomandările mele este faceți un proiect pe care l-au mai făcut și alții. Nu încercați să fiți neapărat creativi. De ce? Dacă sunteți creativi, o să vă dați seama că e destul de dificil să fii pur creativ, mai ales când nu ești sigur pe tine. Așa că luați un program făcut de altcineva și încercați să-l faceți și voi. Și nu mă refer să copiați codul sursă, să ziceți că l-ați făcut voi, și să vă uitați ce face programul ăla, să faceți și voi într-un program de-al vostru. Deci ce e important? Să copiați ce a făcut cineva vă degrevează de un lucru foarte important. Și anume să vă gândiți ce trebuie să facă aplicația. Na bun. Știu că sună ciudat când vă spun că trebuie să vă degrevați de ce trebuie să facă aplicația. Dar e important. Și atunci revin cu următoarea întrebare. La ce vă gândiți când începeți un proiect nou? Ce tehnologie să folosesc? Și majoritatea, trebuie să învăț React ca să fac asta mai bine, nu mai învăț React, că îmi ia poate 2 ore sau 3 ore să citesc un tutorial pe net despre React ca să fac o chestie simplă. Sau poate trebuie să, așa, un disclaimer scurt. Dacă auziți o tehnologie ieșită din gura mea, să știți că n-am nimic, nici pro, nici contra, doar aia mi-a venit în minte. Dar dacă am atins pe cineva cu tehnologia lui de suflet la inimă, mă scuzați. Dar nu asta a fost intenția. Da? Deci vreau să vă eliberați de gândul ăsta că trebuie să știți o tehnologie anume, înainte să începeți să faceți ceva. Da? Și în cartea asta, în Clean Architecture, ne spune clar că frameworks și drivers sunt pe aici, pe undeva, care sunt layer-ul exterior. Și dacă e să construiți o aplicație, nu începeți să o construiți din exterior spre interior, ci gândiți-vă un pic la partea din interior. Da? Începeți cu interiorul. Așa. Și încă o întrebare pentru voi. Recunoaște cineva asta? Aici mă aștept să fie mai puțin probabil, dar poate. Nu, începeți din partea din stânga și poate vă uitați. Și acum, dacă nu recunoașteți, nu vă învinovățesc. A fost un web meetup în care s-a vorbit despre aplicația asta. Și a venit cineva și ne-a spus despre cum se face o aplicație de genul ăsta în front-end. Și nu e altceva decât o agendă de telefon. Da? Cum faceți o agendă de telefon în interfață grafică? Și atunci m-am gândit, ok, hai să facem un web meetup complet. Dacă cineva a făcut interfața grafică, hai să fac eu partea de backend, de față cu voi. Da? Și singurele lucruri pe care vreau să le iau din ce văd aici pe frontend este să ghicesc cam cum se folosește aplicația asta. Păi mă gândesc că îmi trebuie o listă de contacte. Da? Mă gândesc că vreau să văd niște detalii ale unui contact, deci poate să conține niște informații. Și nu știu. Poate să caut pe cineva, că văd că e un search acolo sus. Și o să presupun că poate vreau și să adaug și să șterg contacte, că asta facem în agenda de telefon. Na bun. Și acum, cum aș începe? Păi, nu știu. N-aș vrea să învăț ceva nou. Și atunci, pur și simplu deschid un mediu de programare într-un limbaj pe care îl cunosc. No, astăzi eu tras paiul scurt Python, dar putea fi oricare altul. Și acum să vedem dacă reușesc cu mediul de programare să fac un proiect nou. Așa. Și acum întrebarea e cât de clar se vede textul. Ia să un pic. Și dacă e citibil până în fundal sau să fac zoom și mai mare? O întrebare de curiozitate. Ai cumva filtru din acela de culoare de... Da. Better? Much better. Ok. Și acum întrebarea dacă e citibil din spate. Dacă nu fac și mai mare fontul. Ok. Perfect. I like it. Na bun. Voi boteza proiectul fix după talk-ul de astăzi. Dacă chiar și scriu unde trebuie. Ok. O să las setările default pentru Python. Unul din lucruri este Virtual Environment. O să vă explic un pic despre Python pe măsură ce merge treaba, dar o să vedeți că l-am început de la zero. Asta am vrut să vedeți. Ce vedeți în spate e o fereastră cu proiectul făcut încă o dată de mine. O să-l păstrez acolo ca cheat sheet, din cauza că avem foarte puțin timp la dispoziție ca să chiar trec prin multe concepte și poate o să mai dau câte un copy-paste din când în când. O să încerc să dezactivez Copilot-ul ca să nu mă streseze prea tare. Dacă el o să se bage peste mine. Bun, perfect. Și, după cum vedeți, proiectul e destul de chior, adică nu are nimic în el decât niște fișiere generate de IntelliJ. Am ales mediul de programare IntelliJ pur și simplu pentru că știu shortcut-urile foarte, foarte bine. În VS Code sau într-un tool din ăsta gratuit merge la fel de bine. Și IntelliJ-ul are o versiune free, care e destul de bună pentru ce vrem să facem noi. Și o să creez un fișier nou aici. O să îl denumesc main, pentru că cam toți suntem obișnuiți să avem main ca și clasă principală. Ce e diferit la Python e că Python, fiind un limbaj care o porni cel puțin ca scripting, nu există un main de adevăratele. Nu există acel punct de intrare în aplicație, ci orice fișier poate să fie intrare în aplicație. Atunci, convenție sau nu, poate are sens să nu fie orice fișier intrare în aplicație. O să dau settings. Hai să dăm 175. Tiny bit better? Dacă poți să dai direct în text. Să dai cu... Da. Nu, trebuie de aici. Pentru că vreau să fie totul mare. Dacă nu se vede ceva, nu e ok. It's fine. Da, bun. No. Cred că oricine poate să citească linia asta de cod. Asta e unul din frumusețile limbajului Python, e că dacă a scris în orice alt limbaj, cel puțin să citiți Python devine acceptabil. Cred că nu aveți dubii ce face linia asta de cod, da? Așa că o să rulăm, o să vedeți că este run pe current file și mi-apare pe ecran Hello World, da? Ce vreau să fac mai departe este să vă spun că totuși în Python puteți să definiți un soi de main. If name egal cu main, atunci print o literă. Și o să rulez și vedeți că mi s-a apelat acest programel. Na bun, și acum să revenim la ce am vrut să facem. Spune. Sunt un soi de convenții pe care le recunoaște el. Nu e o variabilă în sine. S-o completează el la runtime. Nu pot să schimb name. Da, e o convenție. Take it as a convention. Sunt niște reguli care se aplică pentru variabile care sunt cu dublu underscore. Ok. Na bun, și acum ce vreau să fac? Păi vreau să revin la idee. Ce vreau să facem? Păi o agendă de telefon. Păi ce ne trebuie? Vrem să luăm toate contactele. Păi hai să facem o funcție care ne dă toate contactele, nu? Și atunci, cel mai simplu, o să am o funcție care ne returnează contacte. Și poate majoritatea oamenilor sunt destul de convinși că Python nu are tipuri. Dar răspunsul e are tipuri și chiar vă recomand să le folosiți. Puteți să nu le folosiți, dar vă recomand să faceți. Și ce puteți să faceți, de exemplu, este să aveți clase în care să încapsulați tipurile astea. Acum, clasele nu se comportă exact cum vreți voi, dar e suficient pentru ce avem noi nevoie. Și atunci aș putea să-mi definesc un contact ca și clasă în care să țin câmpurile de care am nevoie. Dar aș vrea să fiu un pic mai explicit. Contactul ăsta intră în aplicație sau iasă din aplicație. Și atunci l-aș boteza output, contact output, că e ceva care iese din backend-ul meu. Și hai să definim niște câmpuri. A zice că poate vrem un ID care să fie de tipul string, să fie un nume care e de tipul string, un număr de telefon, care să fie de tipul string, că poate am un prefix de la cu plus și ce aș mai putea să mai am, nu știu, poate un e-mail. Ok. Clasa, dacă o scrieți în felul ăsta, se comportă aproape cum credeți voi. Sau ca în orice limbaj de programare are Python niște finețuri. Dar ca să mai corecteze din finețurile respective, s-au gândit cei care au făcut limbaj de programare să introducă un concept care se numește data class. Și acum când puneți chestia asta, un around data class peste o clasă, o face să se comporte mai aproape decât cum credeți voi. Deci acum pot să o folosesc pe asta ca să încapsulez niște date. Da? Asta se numește decorator în Python. Dacă m-auziți folosind decorator sau anotare, să știți că la aia mă refer. Da, bun. Și acum, întrebare, ce îmi returnează funcția fetch context? Păi, aș vrea să-mi returneze o listă de context output. Which is pretty cool. Și atunci pot să dau un return și să zic contact output și o să inventez unul. Mă pune să-i pun un ID care, nu știu, îi pun ID 1, un name, o să folosesc Adi de la Adi Shamir, care e exemplu folosit în trecut, nu am nimic în pro sau contra numelui ăsta. Un număr de telefon o să-i pun 7890 și un e-mail, nu știu, las e-mail gol. Dar poate nu vreau să specific e-mail-ul. Atunci, hai să spun că câmpul ăsta este totuși optional. Și marcând un câmp ca optional, nu mai trebuie să-l completez aici. Pot să-l pun din când în când. Și ați mai aflat un feature nou pe care îl are Python, dar pe care îl au și alte limbaje de programare. Ok, și acum ce vreau să fac este, o să zic așa, o să afișez care sunt contactele mele. Și zic fetch contacts. Rulăm aplicația și ne ceartă că nu i-am pus o valoare default. Și acum mi-arată contactele mele sunt și este un output care conține valorile astea. Which is pretty cool. Acum știu că nu e un UI așa de drăguț, dar chiar avem nevoie să vedem scroll-ul ăla și toate șmecherile ca să putem să ne gândim la business logic din spatele asta. Și o să vedeți cu un simplu print puteți să duceți aplicația până la capăt. Da? Ne descurcăm cu un print. Un alt bonus la printul ăsta e că e atât de rapid că am dat click pe buton și din start văd dacă merge aplicația. Nu trebuie să stau să fac deploy, package sau alte lucruri. Da? Asta înseamnă prototipare. Vreau repede. Da? Vreau I want to fail fast. Na bun. După care aș vrea un alt use case al aplicației. Ce-ar fi să pot să adaug contacte? Păi, atunci hai să-mi definesc un add contact. No. Cum e un contact? Păi, trebuie să stăm un pic să ne gândim. Trebuie să-i specific ID-ul când îl adaug? Nu prea, cam nașpa. Păi ce ar fi să-mi definesc un data class care e contact input și care îi spun exact ce-mi doresc. Și atunci ID-ul nu mă interesează, numele și numărul de telefon ar fi frumos să-l dea. Și atunci, unde am definit funcția asta de add contact, o să minimizez asta, o să-i spun că vreau un contact care este de tipul contact input și ce să-mi returneze. Na, și acum vedeți că suntem într-un punct din ăla în care nici măcar n-am implementat funcția și trebuie să ne chiar gândim la ce face. Numai prin simplu fapt că trebuie să mă gândesc la input-uri și la output-uri. Nici mă interesează ce apare pe UI. Dar m-ar interesa ca telefonul când adaug contactul, să-mi apare imediat în agenda și să-l văd acolo. Nu ar trebui să avem o clasă care să definească efectiv un contact în care să bage datele? Și clasa este contact output. De ce list, pare să facă același lucru. E tot, un obiect care ține în serie mai multe tipuri de data types. Să folosesc un list? Listul pare să facă același lucru ca clas respectiv. Un clas este care te dată de bași cum zici. În listă nu pot să indexez după numele câmpului, de exemplu. Poate aș vrea să îi iau doar numărul. N-am fost niciodată o clasă așa, mereu foloseam ca să ceva mai multe funcții înăuntru și pe depinde de situație vedeam funcția respectivă. Atunci bine că ai venit aici. Poate vezi cum se pot folosi altfel. Nu avem nevoie de concepte complicate ale limbajelor de programare ca să mutăm date dintr-o parte în alta. Da? Ne folosim doar de un principiu important al claselor care se numește încapsulare. Good. Da, bun. Și atunci, iară suntem confruntați de o problemă majoră. Trebuie să scriem business logic-ul ăsta. Dar chiar trebuie să-l scriem acum? Hai să ne gândim un pic la toate celelalte metode și hai să-l facem pe ăsta să ne returneze ceva, să ne prefacem că a funcționat. Da? Unii oameni ar spune că asta se numește test-driven development, în care testezi înainte să existe codul. Dar nu vreau să, iară, să supăr pe unii sau alții cu test-driven development. Nu e nevoie să faci toți pașii până la final de test-driven development ca să prototipezi ceva. Și atunci, new contact este de tipul contact output și o să-i spun add contact. Și acum trebuie să creez un contact input aici și o să spun un contact input cu un nume care este Adi și un număr de telefon care, nu știu, este 123 și o adresă de e-mail care este adi.com. Și dacă ne ducem la contact aici, nu vreau să returnez o listă, mă scuzați, vreau să returnez doar o instanță. Asta e constructorul clasei, dacă nu a fost deja evident. Și o să rulăm aplicația și o să vedem că avem un contact și ar fi frumos să-i dăm print și la cel nou. Și mai rulăm o dată și vedem că îl avem și pe Adi al doilea. Deci prima dată o listă, după care un individ. Na bun. Ce-ar fi să vedem un pic cum am putea să mai adăugăm niște business logic? Ce ne-ar mai trebui? Ar fi fain să avem search-ul, nu? Să vedem că odată adăugat, putem să și căutăm după el. Și atunci, define search contact. Ce intră? Păi, cum căutați în agenda de telefon după cineva? Știți ID-ul ăla care probabil e un ID unic? Probabil nu. Nu știu, știți ceva din nume sau din număr de telefon? Dacă scrieți că vreți să căutați după nume sau începeți să tastați ceva? Și deja începe să vă puneți problema cum se simte utilizatorul care folosește aplicația voastră. O să caute după ceva și speră sau se roagă că o să-i găsească printre contacte și dacă caută numărul de telefon și dacă caută în nume. Na bun, și atunci o să returnez o listă de contact output care, din nou, poate să fie super fake. Totul pe aici. Returnez o listă și atunci o să zic search contacts egal cu asta. O să căutăm după Adi și o să dăm print la asta ca să vedem că funcționează. Și dăm un run și vedem că ne-a găsit pe cineva, which is pretty cool, chiar dacă știm că asta nu funcționează de adevăratele, restul de cod. Da? Și tot așa putem să ne mai gândim la alte metode de genul. Și una din ele, nu știu, poate ar fi, nu știu, să ștergem pe cineva. Pe cine? Păi ar fi bine să-i dăm doar un ID. Da? Ca să nu dea userul ceva aiurea. Sau am putea să facem altceva, să exportăm contactele noastre. Ce ar fi să ni le salvăm într-un backup? Da? Și atunci o să zicem define export contacts. Și acum întrebare, ce exportăm? Vrem pe toți mereu sau poate vrem unii pe care i-am selectat să export? Dacă vreau să-i trimit unui prieten un contact de-al meu, ar fi bine să-i export și informația să ajungă la el. Și atunci hai să facem în felul următor. O să punem un IDs care să fie optional de list, de string. Și sper că o să funcționeze asta. Adică ori am selectat niște contacte, ori toate. Și acum ce îmi returnează funcția asta? Interesant. Ce pot să-i transmit omului? Poate ar vrea să-i trimit un fișier, dar dacă îi trimit pe WhatsApp, poate WhatsApp-ul nu vrea să-i primească un fișier. Ce conține efectiv contactul? Am înțeles, dar ce format? Și poate sunt mai mulți. Interesant, nu? Și atunci poate totuși aș vrea să dau un string. Și stringul de ce? Vreau să serializez lista de contacte ca să pot să trimit pe fir. Da? Fie că pot să pun într-un fișier stringul respectiv, fie că îl trimit pe WhatsApp și WhatsApp-ul știe că dacă i-a dat contact, stringul ăla de fapt reprezintă ce vrei tu să importi acolo. Na bun, și după care poate vreau să import, da? Acum întrebarea e ce primesc ca input. Sper că e clar că e un string. Ok. Și ce returnează? I have no idea. Dar poate ar fi bine să ne gândim că ajută. Așa, acum sunteți în situația în care nu e evident. De ce nu e evident? Păi dacă n-ați mai făcut asta până acum, nu știți cum trebuie să se comporte aplicația. Ați încercat să importați vreodată contacte dintr-un backup. Și dacă mai aveați niște contacte deja în sistem, le ștergea pe alea și le înlocuia sau le adăuga pe alea nou importate? Ups, ce se întâmplă dacă au același ID? Ups, mai am nevoie de niște input de la user. Și acum ce îi arăt userului? Na bun. Bun, interesantă ideea. Deci, ce ar trebui să-i trimit? Păi ar trebui să-i trimit o listă de contacte, dar poate și-o schimbat unul număr de telefon între timp și eu import unul vechi. Deci ar trebui să vadă ce e în contactul vechi și ce e în contactul nou. Și atunci ar trebui să-i pun o listă de tupluri, care unul reprezintă contactul vechi și celălalt contactul nou. Și nici măcar nu trebuie să scriem business logic-ul. Asta e deja o deducție foarte mare care vă ajută la prototipare. Să înțelegeți ce problemă rezolvați. Da? Interesant, numai scriind funcția. Da, bun. Și ce vreau să facem este să înlocuim cu mocuri pe acolo și să facem toate minunile astea și o să putem face asta. Dar după care ne dăm seama că am scris tot într-un fișier și deja devine complicat, că scriem business logic peste business logic numai ca să putem să testăm. Și atunci ce o să fac este o să organizez puțin codul. Și mai trec printr-un concept din Python care se numesc pachete. O să dau new Python package și o să zic service. În service sau cuvântul de service de obicei îl folosim acolo când băgăm business logic, care nu are neapărat legătură cu afișatul pe ecran. Dar am putea să organizăm niște lucruri acolo. Și unul din ele ar fi funcțiile astea pe care le-am dedus noi. Și atunci aici pot să creez un fișier nou care se numească New Python File, Context Service și să mut toate funcțiile astea. Da? Și le iau de aici cu cat. Ups, aproape pe toate le-am luat. Și le pun aici. Și acum îmi dau seama că ups, trebuia să iau și datele alea. Sau tipurile alea de date. Că îmi trebuie și un context output și nu le-am luat cu mine. Pe de altă parte, și main-ul ar trebui să știe un pic de tipurile alea de date. Și aș vrea să separ 100%. Mi-ar plăcea ca ce circulă între serviciu și funcțiile sau main-ul meu sunt doar valori. Și atunci aș separa doar pentru lizibilitate, și vă recomand să faceți asta în viitor, să aveți un soi de boundary definition. Și aici am boundary-ul ăsta, să mutați toate tipurile de date care circulă între layerele aplicației. Da? Și acum trebuie să definesc inputurile, importurile, whatever, să-l fac să, între ghilimele, să compileze. Și aici, el cumva știe că le-am mutat acolo, m-a ajutat un pic mediul de programare. Și o să zic că din fișierul respectiv, din context service boundary, da, vreau să import tipurile astea de date. Și eu o să-mi definesc aici, da, și trebuie și optional-ul, îmi trebuie mai multe. Și o să-mi definesc aici toate conceptele. Da? Și acum ce trebuie să fac în main? Da, vreau să apelez funcțiile astea. Trebuie să le import, bineînțeles. Și atunci zic from service, import fetch context, bla bla bla. Și pot să le import pe toate în felul următor. Da? Specific numele pachetului. Da, op, stai că am vrut numai numele pachetului, de ce mi-au pus aici și numele fișierului. Și atunci o să vedeți o proprietate interesantă a pachetelor din Python. Este faptul că putem să spunem ce iese afară dintr-un pachet. Acum, no, Python nu e un limbaj care a crescut dintr-o dată deștept. Ca toate limbajele de programare, o învățat din greșeli și a definit un soi de convenție prin care îi spui ce funcții exportă pachetul respectiv. Da. Și dacă mă uit aici în context service, văd că una din metodele pe care le exportă este acest fetch context și pe care trebuie să-l specific ca string și pe care îi spun din context service importăm fetch context și expune-l. Da. Cumva trebuie să-l păcălesc să înțeleagă că vine ăla de acolo. Și atunci o să vedeți că fetch context o să chiar funcționeze, dacă las așa. Add context încă nu l-am exportat. Și încet, încet pot să mi le definesc. Ce vreau să mai fac mai mult? Pot să zic ok. Aș putea să-mi import totul din service sau aș putea să zic, ca să fie un pic mai clar de unde vin, și atunci să zic s.fetch context. Da? Nu folosiți variabile de o singură literă, doar vă arăt un pic ce poate să facă Python-ul. Da? Da. Ca să-i dau un pic de context. Și acum poate vă întrebați de ce îi trebuie un pic de context. Păi, evident că serviciul ăsta, cât de frumos o fi el și cât de bine am scris noi business logic-ul, o să trebuiască să folosească un soi de persistence în spate. Că nu vreau să rămână contactele doar temporar, dar vreau cumva să fie persistate. Și atunci o să am alte funcții care se numesc fetch. Și atunci nu vreau să fie conflict de nume. Da? Și atunci ce o să fac? Din motive de timp, că o să mă certe Ștefan și o să mă dea afară, o să dau copy-paste un pic dintr-un proiect gata făcut de mine, care face asta. Și o să iau main-ul nostru. Și o să vi-l explic pe ăsta actual, în care, după cum vedeți, am service-ul și tipurile de date și după care apelez cu print și se vede exact ce am discutat până acum. Da? Așa că o să iau asta cu copy-paste, o să pun peste main ca să-l fac să meargă. Sper că am nimerit numele corect. Nu aici, ci aici, în main. Așa. Și o să mă rog să copiez și serviciu. Și o să vă trec un pic peste implementare. Și o să vă explic un pic ce se întâmplă de fapt în spate. Păi, am nevoie de o persistență, nu? Și atunci e clar că de undeva trebuie să primesc datele. Ce ar fi să-mi definesc un soi de persistence layer? Da? Și persistence layer-ul meu trebuie să aibă un soi de fetch all context. Da? Și acum ce fac? O să folosesc un lucru pe care Python îl pune la dispoziție și se numește list comprehension. Vreau să-mi definesc o listă care înăuntru ei are contacte pe care le scot dintr-un persistence layer, dar eu trebuie să export contact output. Și atunci trebuie să creez aceste contact output-uri din contactele care îmi vin din baza de date. Și atunci, un alt lucru pe care trebuie să-l știți despre data class-uri este că eu pot să convertesc dintr-un data class care are încapsulate niște câmpuri într-un dictionary care are valorile alea, key value pairs. Și pot să-i dau doar sDict de contact și să-i pasez toate valorile ca parametri la constructorul ăsta. Și steluță, ăsta e un soi de spread. Împrăștiem toate valorile din dicționar ca argumente la funcția sau la ce îi dau eu aici. Și de asta e sintaxa asta. Nu e cea mai frumoasă sintaxă, dar sunt câteva tricuri în Python. Vă promit că sunt doar câteva. Na, și ce face fetch all context? Pur și simplu îmi convertește datele primite în baza de date la tipul de date care iasă din layerul meu de service. Atâta tot. Acum, cum ați implementa search context? Păi, nu știu. Trebuie să ne definim un soi de lambda. Și când zic un soi de lambda, poate m-am exprimat greșit, poate niște funcții care știu să-mi zică dacă cineva este matching sau nu. Poate e predicat un cuvânt mai bun. Și ce înseamnă asta? Păi îmi trebuie niște funcții care primesc un contact ca input și îmi spun dacă ăsta respectă query-ul respectiv. Și atunci zic, dacă găsesc query.lower, că nu mă interesează capitalizarea, în numele omului, atunci e ok. La fel, dacă caut după număr de telefon, ce-o scris el, dacă se găsește în phone number acolo, it's perfect. Și atunci ce trebuie să fac este să fac un soi de list comprehension din nou, care creez o listă on the spot, dar de data asta o creez condițional. Adică îi iau pe toți, ca și până acum, fetch all context, dar îi zic, mi-l pui în listă dacă trece de nume și, sau trece de număr de telefon. That's it. Deci toți, da, sau toți cei care, if, sunt astea două. Așa cum ați mai aflat un alt concept din Python, cum puteți să filtrați lucruri destul de simplu. Creați o listă nouă în care puneți if pe elementele pe care le enumerați. Pur și simplu. Na bun. Cum ați implementa add contact? Păi, destul de simplu. Trebuie să îl trimit către persistență și după care trebuie să-i zic așa, în felul următor. Păi, dacă persistența îmi dă un contact, trebuie să-l convertez la output. Persistența se va ocupa ea să-mi genereze un ID, deci eu nu trebuie să-mi fac griji. Și atunci, ce este? O mapare între date. E foarte scurtă sintaxa, cum am scris-o eu aici și greu de urmărit dacă nu știți, dar creez un contact din input pe care îl trimit la persistență. Persistența o să facă persist și o să-mi dea un output pe care eu îl convertesc într-un output mai departe. Deci, ce vine, îl transform înapoi. It's pretty cool. Delete-ul mă gândesc că e destul de evident. Update-ul nu e evident, Pentru că la update aș vrea poate numai unele câmpuri să le înlocuiesc. Și asta iară trebuie să vă gândiți din punctul în care începeți să faceți conversia. Și importul e cu atât mai puțin evident. Na, și la import m-am gândit la business logic în felul următor. Iau toate contactele din baza de date și văd care există. Deja. Și ca să văd care există, scot toate ID-urile din baza de date și le compar cu cele care mi-au venit din serialized contacts. Și cum fac asta? Păi, aș putea să văd care să le-a noi. Și alea noi sunt alea care au venit, cât timp nu sunt în alea care există deja. Deci sunt noi. Și ce să fac cu alea? Păi alea le pot importa direct. Și atunci pentru alea le zic persist. Și acum ce se întâmplă? Trebuie să-i spun userului, astea nu le-am putut importa, că mai există deja la tine în telefon. Și atunci creez o pereche de contacte care ar putea fi importate și cele care există deja în bază de date. Na bun. Și ce pot să fac mai departe este să mai creez încă o funcție care primește niște contacte pe care le-au selectat, le-au bifat el acolo în UI și care mi le persistă direct, nu-și mai pune întrebări. Și atunci, chiar dacă la început service-ul a fost fake, pot să am un service care funcționează pe o persistență fake. Ce-ar fi să fake-uiesc mai departe un layer? Și atunci pot să iau toate astea, și cred că ne-am luat deja, și astea, și le pun aici la noi. Și cred că e destul de bun. From service import. A, și îmi trebuie și cei prin inituri. Așa, fetch all contacts. Cred că e destul de bine. Service. Ah, asta nu l-am înlocuit încă. But I will do that now. Și acum main-ul nostru ar trebui să funcționeze, dar o să dea o eroare. Că n-am încă persistența. Pentru persistență, ce-ți fac? Păi fac iară un package. Which is pretty good. Și dacă fac un package nou, trebuie să mă gândesc iară ce funcții trebuie să fie într-o problemă mai departe. Deci, în loc să-mi bat capul cu să știu ce bază de date să folosesc, am fake-uit totul. M-am prefăcut că există. Am returnat niște valori fake. That's fine. Și acum ce bază de date să folosim? Trebuie să învăț mai SQL, trebuie să-mi instalez Postgres, trebuie să cumpăr licență de la Oracle. Care e cea mai simplă bază de date NoSQL pe care o știți voi? Ce ar fi să scriem într-un fișier? It's the simplest thing possible. Na, și atunci, dacă scriem într-un fișier, oare ne punem noi probleme de performanță? De ce nu facem SQL și alte lucruri? E nașpa, nu? Dacă am 1000 de contacte. Dar și dacă e prototip, 1000 de contacte, cât credeți că ocupă? Câțiva kilobytes? 20 de kilobytes maxim. Câte sectoare sunt pe hard disk astea? Vreo 3 sectoare. Vă spun eu că e cam de 8 kilobytes sectorul. Credeți voi că găsiți orice bază de date care numai să pornească e mai rapid decât să citiți 3 sectoare de pe hard disk? E tricky, nu? Deci s-ar putea să fie chiar o decizie foarte bună. Numai dacă dați import la un library, la un DLL care e conectorul cu o bază de date adevărată, o să dureze mai mult decât să citiți aia 3 KB de pe hard disk. Da? Și atunci, din nou, iară din motive de timp, aș vrea să vă arăt cât de simplu se face. La început fake-uiți și fake-uiți cu un boundary, prima dată. Trebuie să vă gândiți ce poate să intre și ce poate să iese. Am folosit tot data class cu care sunteți obișnuiți până acum deja. Numai acum am făcut toate câmpurile opționale. De ce le-am făcut opționale? E ca să pot să le modific cum vreau eu. Da? Să pot să le construiesc pe rând sau să pot să le decid un pic dacă vreau să înlocuiesc ID-ul sau nu. Ce mai puteți face cu data class-ul, dacă sunteți pasionați de programare un pic mai tare, este să-l faceți imutabil. Da? Specificați un frozen aici și vă asigurați că nu mai modifică nimeni câmpurile odată creat. Da? O parte din voi sunt convins că ați auzit de imutabilitate. Da? Și că ajută. Dar în schimb, la persistence nu putem. Aici trebuie să ne asigurăm că cineva poate modifica câmpurile. Da, bun. Și să zicem că ne-am gândit la boundary-ul ăsta și ne trebuie niște funcții. Intru în repository și o să vă arăt un pic cam cât e de simplu să faceți lucrul ăsta. Păi, vă trebuie o funcție care se numește persist_contact, care primește un contact ca parametru, care e entitatea aia, care ajunge să fie persistată. Trebuie să mă asigur că există baza de date populată cu informații, că cineva a citit-o. Și după care, dacă ID-ul nu-i setat, îi setezi un ID și o pun în bază de date. Dar stai, ce bază de date am folosit aici? De pot să scriu context de contact.id egal cu contact. Cine ghicește ce bază de date e asta? Un dictionary. Sau un map, sau cum vreți să spuneți voi. Cum l-am definit? Un dictionary care are cheie ID-ul și care are ca valoare contactul. Și acum vă puteți întreba oare de ce? De ce e suficient un dictionary? Păi trebuie să țin cât timp e aplicația deschisă, trebuie să țin valorile. Just like that. Nu trebuie să fie scrise pe hard disk. Poate să fie în memorie. Ar fi frumos să fie scrise pe hard disk, că dacă mi se blochează aplicația sau mi se închide, să nu le pierd. Dar pentru prototipare, la început, nici măcar nu vă trebuie fișierul ăla. Nu știți cum se scrie în fișier, nicio problemă, dar știți poate un dictionary cum se face. Un map. Da, cred că știți. Na, și atunci, începeți cu ăsta. Și cât timp funcționează aplicația, nici măcar nu trebuie să salvați într-un fișier. Ați mai mocuit un layer. Nu vă pasă. Când o să se execute main-ul, da? Astea toate o să funcționeze în ordinea asta. Când s-a terminat aplicația, au dispărut contactele. Which is cool. Da? Le-a salvat într-un map, momentan. Și mă duc chiar aici. Dacă vreau să nu le salvez doar în map, păi ce ar fi la finalul oricărei operații să salvez map-ul ăla pe hard disk într-un fișier. Da? Și am creat o funcție de persist. Deci la început o să populez contactele din fișier, dacă nu deja le-am citit, și după care persist înapoi în fișier. Which is pretty simple. Da, bun, și acum, ce am făcut noi creând map-ul ăla? De fapt am creat un persistence context. Cât timp se țin lucrurile. Ce am făcut între populate și persist este că am creat o tranzacție. Tocmai am redescoperit o tehnologie atât de simplă. Dacă orice se strică între ăsta și final, it's fine. Nu s-o persista nimic. Tot business logicul funcționează cum trebuie. Că nu a ajuns nimic să fie pe hard disk scris. Da? Deci, să vedeți cât de simple sunt tehnologiile și că, de fapt, nu chiar aveți nevoie de ele, că puteți să le reimplementați pentru use case-urile voastre. Vă faceți griji de concurență? Câți oameni sunt pe același telefon în același timp? Da? Deci, nu vă faceți griji că intră doi oameni și au două tranzacții pornite în paralel și o să fie un conflict când se scrie fișierul. Da? Pentru prototipare o să fiți doar voi. Pentru aplicație de telefon forever o să fie o singură instanță aplicație deschisă. Da? Aici să vă puneți întrebările. Da? Chiar am nevoie de tot ce mi oferă tehnologiile alea? Mulțumesc! Na bun. După care, fetch all contacts. Mă asigur că există, returnez o listă din valorile din mapul respectiv. Fetch all contacts IDs, asta îmi trebuie pentru import, returnez o listă de chei. Na bun. Delete, mă gândesc că v-ați prins cum funcționează. Cum încarc și scriu un fișier? Păi destul de simplu. Save contacts, mă asigur că folderul există, unde vreau să scriu fișierul, deschid fișierul și scriu string-ul. Da? Direct din standard library o să aveți suport pentru JSON, da? Și asta cred că în toate limbajele de programare. Nu trebuie să adăugați nicio dependență proiectului. Un alt lucru fain din Python pe care vi-l recomand este library-ul ăsta, Pathlib, care e din nou în standard și puteți să-i specificați în felul următor. Folderul este un path care se numește db. Poți să concatenezi path-uri indiferent de sistemul de operare cu slash. Și după care pot să mă asigur că db folderul ăsta există când vreau să-l salvez, pur și simplu. Just like that. In short, path exists. Direct din standard library, o singură linie de cod. Da. Acum, lucrurile astea vin cu experiența. Putea să puneți voi if-ul ăla sau să scrieți un pic mai mult sau să dați un Google search chiar înainte. Și cred că ați fi descoperit soluția asta repede. Ok. Am implementat și acest persistence. Și ce pot să fac acum? Păi vreau să rulez și să văd că funcționează cum trebuie. Și dacă mă uit aici, văd că n-am avut nimic, am creat un contact nou, am căutat după niște search queries și l-am găsit. Când am exportat, mi-a ieșit un JSON care arată în felul următor. I-am făcut un update și văd că i-am schimbat numărul de telefon. Am făcut import la același export, ceea ce înseamnă că deja contactul meu există și mi-a făcut un sumar, că vezi că ai și ăsta și ăsta, care sunt aceeași persoană, că au același ID. Și după care l-am importat pe ăla care l-a selectat userul și după care l-am și șters. Ceea ce înseamnă că dacă mă uit acum în baza de date și nu-mi trebuie niciun tool să mă uit în baza de date, deschid un fișier, e goală. Ce pot să fac mai departe? Păi hai să nu-l șterg ca să mă asigur că s-a întâmplat de adevăratele. Îi dau un run și mă uit la context și au rămas contactul meu creat. Pur și simplu un fișier. Nu înțeleg unde nu se gândesc oamenii mai des la asta. Ok. Na, și acum, where do we go from here? Am implementat toate use case-urile aplicației mele. M-am gândit la ele. Ce pot să fac mai departe? Păi, ar fi fain să pot să integrez cu ceva. Nu? Că să nu rămână chiar pur prototip. Cum pot să integrez cu ceva? Păi, trebuie să văd ce tehnologie sau cum funcționează aplicația front-end-ul sau pe care vreau să-l folosesc. Dacă este o chestie native, pur și simplu o să-mi apeleze funcțiile din service. Nici măcar nu mai trebuie să scriu nimic. Dacă e web, ce pot să fac? Păi, hai să adaug un layer peste. Dar adaug un layer peste business logic-ul meu. Da? Nu mai trebuie să regândesc business logic-ul. Și deja, dacă chiar vreți să scrieți un REST API, nu vă recomand să reinventați serverul de mână. Ar fi bine să-l importați. Și atunci, vă dau un exemplu direct cu o tehnologie care se numește FastAPI. Indiferent de limbaj de programare, o să găsiți o tehnologie care face chestia asta. Da? Eu o să iau una care merge cu Python. Și ce îmi zice FastAPI asta? Dacă am intrat pe prima pagină, nici nu trebuie să citiți nimic. Nu trebuie să știți nimic cum funcționează. Și dacă vă uitați aici la prima pagină, vă zice, ok, trebuie să adăugați library-ul ăsta și cu library-ul ăsta la alt. Un alt hint despre Python este că puteți să faceți asta, să ziceți new text document, new file, o să zic, și să zic requirements.txt. O să vedeți că e o convenție și asta. Îi spun... Acum, ce-a spus colegul vostru e în felul următor. Hai să vedem ce dependențe există deja, să mă asigur dacă vreau să le schimb. Dar eu am început de la un proiect fără niciun library dependency. Deci nu am de ce să mă asigur. Am fost un proiect gol. Deci tot ce am folosit a fost din standard library. Și acum vreau să adaug doar astea două, pe care le copiez de pe net. Deci numai zic că vreau să fie FastAPI acolo, nici măcar nu trebuie să-i specific versiunea. Și Uvicorn standard. Le pun aici și cel mai simplu faceți din terminal. Asta. Și acum eu o să descarce de pe net, foarte drăguț, dependențele astea. Și după care, dacă mă uit mai departe în tutorial, foarte drăguț, ne dă un exemplu. Și hai să încercăm să citim exemplul ăsta. O să dau un pic de zoom. Și să vedeți cât de simplu se aplică la noi. Păi zice că trebuie să import FastAPI-ul ăsta. Și, surpriză, avem niște funcții. Seamănă destul de tare cu use case-urile noastre, nu? Interesant. Returnează un dicționar. Parcă am mai făcut asta odată. Parcă seamănă destul de tare cu ce am făcut noi înainte. Așa că, pe exemplu care merge, hide please, o să vedeți cum am aplicat. Terminal. Ups, m-a dat un pic de gol ăsta. Paste. O să vedeți că main-ul l-am lăsat să existe. L-am redenumit ca main text, că încă mă pot folosi de el. Nu mă oprește nimeni să mă folosesc de el. Și am creat un alt main care e copy-paste la altul de dinainte, din tutorial. Și am definit un endpoint care se numește context, care nu face altceva decât să returneze o listă de context outputs. Surpriză, nu? Și un add context doar ca să vedeți cum e și ca să putem adăuga date, care returnează tot așa un context output. Dar de data asta e alt context output. Vreau să-mi țin granițele între cele două sisteme separate. Am mai definit un REST API boundary, care context input și context output sunt tot așa niște clase. De data asta m-am folosit de un library, I cheated here, care se numește Pydantic, care vine, e o dependență al FastAPI, care în loc să puneți data class, puneți base model aici. Astea au început să se comporte la fel ca alea pe care le-ați văzut înainte. Numai au funcționalități și mai mult decât ce vine din standard library. Da? Ne dă niște superputeri la clasele astea. Da? După cum vedeți, context input, context output a fost un copy-paste, nu trebuie să ne gândim prea tare. Da? Efectiv, am mai creat încă un layer peste ce am avut. Deci avem REST API, Service Layer API, Persistence Layer API. Da? 3 nivele, separate doar prin niște clase în astea. Ok, și ce pot să fac? Păi mă duc chiar aici în tutorialul lor și îmi zice, ca să rulez, dau cu copy-paste. Și o pornit. No, și că îi spune FastAPI că pornește repede. Na bun, și acum ce vreau să fac este să intru pe 192 localhost. Și cred că pe portul 8000 o pornit. Și vedem că îmi dă un not found, which is pretty cool. Că n-am scris slash context sau slash altceva. Dar să vedeți ce fază tare. O venit direct cu frontend cu tot. Pentru cei care ați lucrat cu web, ați auzit de Swagger API sau OpenAPI Specifications. Numai dacă am creat asta, au venit cu documentația asta de Swagger. O să dau un pic de zoom ca să vedeți ce e acolo. Și după cum vedeți, am acest fetch context pe care vreau să încerc să o apelez și dau execute. Și ce credeți că a venit aici? Ia uitați-l contactul care l-am adăugat înainte. Din aia cu text l-am adăugat și nu l-am șters. Dacă mă duc în proiect și șterg ceva de pe aici, ce credeți că se va întâmpla dacă îl șterg pe ăsta? O să returneze un empty array. Just like that. Hai să mai adăugăm pe cineva ca să vedem că merge. Ne ducem aici, dăm un try it out. O să-i pun nume, telefon și e-mail așa, într-o ordine foarte drăguță. By default mi-au răspuns urât, mi-au dat 200 pentru cei care trăiți în lumea web și nu au dat 201, mă scuzați. Da, e ok. O să mai dăm un execute aici și o să vedem că a venit. Nu asta. Aici mai sus unul, trebuia să dau. Execute. E ciudată lumea, foarte zoomată. L-am adăugat de 2 ori pe 1, 2, 3. Că am dat execute încă o dată, îl add. Și surpriză, am un API pe care îl puteți integra cu orice frontend, inclusiv cu cel în Dart făcut de web meetup-ul anterior. Which is pretty cool. Am plecat de la nimic, I fake it all the way și acum I go all the way back. Și să zicem că, na, ca orice prototip, ce vreți să faceți? Păi vreți să livrați cuiva, să se joace cu el, să vadă dacă se simte confortabil sau să testeze, să-și integreze cu aplicația voastră. Cum puteți face asta? Păi vă puteți lăsa calculatorul pornit și vă deschideți un port pe internet și na, poate să intre. Că deja fiind un serviciu REST, poate de pe internet să facă treaba asta. Sau poate nu vreți să faceți asta și atunci vreți să-i trimiteți direct programul. Cum îi trimiteți prototipul ăsta? Ce ar fi să-l containerizăm? Interesant, nu? Na, și atunci, cum îl băgăm în Docker pe ăsta? Chiar trebuie să învățăm Docker pe de rost ca să facem treaba asta. Sau... Ajută dacă știi, dar nu trebuie. Și ne ducem pe aici la... Uai, mă scuzați, dar chiar nu știu să găsesc pe site dacă e zoomed totul. Mă duc la Learn aici. Lernen, pentru că de ce pe germană nu știu. Și mă duc la germană, la deployment și văd aici FastAPI in containers, which is pretty cool. Și dacă dau scroll mai jos, o să-mi explice what's a container, da, eu sunt un om foarte plictisit și nu o să citesc lucrurile astea și îmi zice cum să creez o aplicație de la zero din nou, numai ca să-l bag. Hop! Now in the same project directory create a Docker file, care înseamnă să creați un singur fișier care se numește Docker file în proiectul vostru, în care să puneți asta. Ce înseamnă asta? Păi specificați pașii pe care trebuie să-i facem noi ca să ajungem să rulăm aplicația. Păi o trebuie să ne instalăm un Python, I did that already, să vă duceți în folderul ăla și vreau să pun fișierul ăla de requirements care îmi spune ce library-uri am nevoie, după care să dau pip install exact cum am făcut local, după care să copiez tot codul aplicației acolo și după care să pornesc serverul ăla Uvicorn. Și tocmai ați aflat cum se folosește Docker. Na bun, și acum o să fac asta local, dar în loc să mai fac copy-paste-urile alea ca să nu se supere Ștefan că mă întind prea lung, o să mai dau un checkout la branch în care am făcut asta. Și o să mă duc aici, copy, și ce o să vedeți că e un pic diferit aici, este că am mutat totul într-un folder. Asta e singura diferență majoră. Le-am mutat toate lucrurile într-un folder. Că nu mă interesează să pun și requirements-urile în containerul respectiv, nu mă interesează să ajungă Docker file. Sunt multe lucruri de DevOps, așa să zic, care nu mă interesează. Da? Ce pot să fac acum? Păi pot să zic așa, Luăm un pic să mă asigur că am și Docker Desktop pornit. Dacă nu se blochează tot, va porni el. Și o să zic așa, Docker, vreau să creez o imagine pe care vreau să o taguiesc Simple Prototyping, ca să știu cum se numește, din folderul curent. Și acum ce o să facă Docker-ul este că o să facă pașii ăia din Dockerfile. Și eu am făcut destul de repede. Și ce vreau să fac mai departe este, odată ce am creat un container sau o imagine cu toatele, hai să văd dacă merge. Și atunci o să zic un Docker run. Acum, minus do ăla îl pun ca să mă lase cu consola mai departe. Minus pui spun portul 8000 de la mine de pe calculator vreau să se mapeze la portul 80 din calculatorul la care rulează ăsta. Și imaginea se numește Simple Prototyping. Și o să vedeți că ne dă un GUID. Dar de fapt ce s-a întâmplat este că dacă deschidem Docker Desktop, ne-a creat cumva un calculator virtual pe care se rulează codul scris de noi. Și mă uit în calculatorul ăsta virtual, foarte frumos, started server process, waiting application startup, și că serverul rulează. Din nou, FastAPI a pornit instant. Na bun, și ce pot să fac? Păi pot să testez. Și surpriză, pentru că am forwardat-o la pe portul 8000, este tot aici. Rulează serverul, dar de data asta dintr-un container. Da? Nu mai rulează din linia mea de comandă. Pot să mă duc în docs și dacă îi dau un try it out, execute context și response body nimic. Ups, unde mi-au dispărut contactele? Și răspunsul e nu le-am băgat. Da, așa îi spune, dar nu vreau să fac asta. Vreau să adaug unul doar ca să mă asigur că funcționează ce mi-am propus. Nu? O să vedem. Și acum, foarte drăguț, i-am dat un get și mi l-a găsit. Și acum întrebarea, unde e baza de date? În container. În container, în mașina aia virtuală. Pot să verific asta? Surpriză, pot. Dacă deschideți Docker Desktop-ul, există aici o chestie care se numește Files și care vă arată structura de fișiere. Acum nu știu dacă o vedeți destul de clar. Și dacă mă duc acolo în code, să vedeți că apare și db-ul ăla. Și este context JSON aici. Și surpriză, pot să fac și debug. Pot să dau edit file. Și o să văd. Nu pot să dau zoom, îmi pare rău. Pot să văd baza de date din container, which is pretty cool. Ok, gata, am închis și magnifier-ul. Mă folosesc de tehnologiile de care am la dispoziție. Și uite, de la prototipul ăla nostru simplu, urmărind niște super basic tutoriale de pe net, am reușit să fac o chestie containerizată care e accesibilă web. Dar greu nu a fost să fac containerul, greu nu a fost să fac serviciul REST. Greu a fost să mă gândesc la use case-uri. Începeți cu use case-urile. Fake it till you make it în cea mai bună formă. Vă prefaceți că există toate layerele. Odată ce aveți main-ul ăla care vă afișează pe ecran ce trebuie să facă aplicația, restul vă promit că nu durează mai mult de o jumătate de oră, numai urmărind tutorialul. Ok. Cam atât am avut de arătat. Un alt lucru, dacă vă întrebați, că m-am plictisit astăzi o jumătate de oră. Nu aici. Asta o să-l închid. Am adăugat niște teste. numai ca să măsor performanța, ca să vedem cât de mult durează ca să citim toate contactele din fake-ul nostru de bază de date. Faceți o predicție? Interesant, nu? În app. No, cât de mult durează să încărcăm o bază de date goală? Un fișier care e gol. O să dau run. Și dacă ne uităm aici, asta. 0. Hai să vedeți cum am măsurat. Am pornit un daytime, încă unul, am apelat funcția și am făcut diferența și am zis microsecunde. Deci durează mai puțin decât e rezoluția la funcția asta de neau. Da, bun. Cât durează dacă sunt 1000 de contacte? No, trebuie să bag 1000 de contacte. Am făcut un test să bag 1000 de contacte și acum fac iară chestia asta cu fetch all. No, și dacă ne uităm acolo, a durat 2000 de microsecunde, care e 2 milisecunde. Dar cine are 1000 de contacte de adevăratele în telefon? No. Cât credeți că durează să dați load la un library cu care vă puteți conecta la un SQL? Cam 100 de milisecunde durează pe măsuratea. Mai repede nu puteți să încărcați un library extern. Deci, chiar aveți nevoie de bază de date? Pentru ceva small scale, până la 1 giga de memorie, e ok. Și hai să vă mai zic una și mai dură. Așa funcționează bazele de date NoSQL. Ce-ar fi să avem, nu știu, 10 giga de date? Dacă am scrie câte un fișier pentru fiecare GUID pe care îl avem, pentru fiecare item, search-ul, să încărcăm fișierul ăla, la fel de puțin durează. Și nici măcar nu trebuie să-l încărcăm pe tot în memorie. Și ce trebuie să știți? NoSQL, să vă configurați tot felul de situații. Băgați în fișiere JSON. Aveți schema variabilă. Cine vă poate zice că nu ai schema bazei de date? E un JSON. Hai să vă mai pun o întrebare. Cât credeți că durează search-ul? N-am făcut search în SQL. Că search în SQL era când puneți where clause-ul ăla. Aș fi putut să fac asta. Dar nu, tot l-am făcut în service layer, care a fost destul de ciudat. Cine face un search așa? Că asta înseamnă că trebuie să scot toate contactele și să le caut. Cât credeți că durează? Bineînțeles că am făcut un test pentru asta. Na, am băgat 3 contacte și după care am măsurat search-ul. Run. Execution time 0, sub rezoluția ceasului. Da, 1000. Oare am dat test search? Ah, ok. Sub 1 milisecundă. Dar astea sunt microsecunde, nu uitați, sunt microsecunde. Deci, și dacă pun 1.000.000 aici, o să dureze super puțin. Deci nu vă imaginați cât de rapide calculatoarele voastre. Singurul lucru când puneți where-ul e că delegați problema bazei de date să facă asta. Așa că mai bine o faceți voi fără să se chinuie bază de date să țină structuri de date complicate. Dacă nu aveți nevoie de ceva complicat, pentru prototip, trust me, e mai rapid. Da? Deci, dacă performanța a fost un concern al vostru prin care se decide să folosiți o bază de date, nu e o decizie bună. Mersi pentru timpul alocat, m-am întins un pic peste. Dacă aveți întrebări acum, pentru mine, din aplicație sau din altceva. Poftim? Lui Ștefan i-am dat share. Dacă vreți, pot să pun și codul ăsta la dispoziția voastră cu branch pentru fiecare pas creat. Îl pot pune pe GitHub-ul meu, da, și îl fac public, ca repo. Trebuie doar să creez un readme, să explic ce e acolo, că chiar numai de readme n-am avut chef. Dar da, keep it simple și nu vă împiedicați de faptul că nu știți o tehnologie. Ați văzut că, cât de puțin timp îți ia să adaugi layere de tehnologie. Bineînțeles, trebuie să știi care, că nu toate sunt așa de simplu de adăugat. Sau poate, mai bine zis, folosiți tehnologii care sunt simplu de adăugat, nu care vă forțează să faceți cum vor ele. Dar da, o să pun codul, vă puteți uita prin el. Acum nu mă certați foarte tare dacă găsiți inconsistențe, că l-am făcut doar pentru prezentare și un prototip. Și nu. Credeți că ați avea vreo problemă să implementați fix asta în alt limbaj de programare? Trebuie să știți ceva specific. Dacă vreți să implementați în C++, în Java, în C#, folosiți clase și fix aceeași organizare a codului. Să citiți din fișiere, să faceți un search. Da, dacă te ține să scrii sintaxe de bash sau de Lisp, n-am nimic cu Lisp. Da. Provocați-vă pe voi să faceți programele astea simple, nu vă blocați de bariera tehnologică, asta vreau să vă zic. Și, sincer, când începeți să vedeți use case-urile dinainte să trebuiască să le implementați, asta vă face senior programmers cel puțin. Că știți care sunt implicațiile înainte să scrieți codul. Știm că dacă trebuie să facem un import, s-ar putea să existe deja contacte. Deja m-am gândit la problemă. Nu m-am zis, dacă, cum îi apare pe UI, că să selectez, să bifeze, fac un radio button. Alea sunt detalii. Problema e ce rezolvă aplicația voastră. Aia e the core of it. Alte întrebări? Ok. Bine, mersi mult, mersi Ștefan de invitație. Da, mai zic eu numai câteva cuvinte și după aceea putem să mai stăm la networking. Avem ceva chestii de boot, de renunțit, luați niște stickere dacă vreți. Următorul, în aprilie, despre Docker și networking cu Docker, cu chestii, așa, undeva prin... Aș vrea să zic 18, dar nu e bătută în cuie data. Și v-aș recomanda, sau aș avea rugămintea, de fapt, să completați formularul ăla de feedback, dacă primiți de la Meetup. Dacă v-ați înscris prin meetup.com, să completați formularul. Mă ajută pe mine la calitatea evenimentelor. Și dacă vreți să vă înscrieți ca și speakeri, o să pun iară alea, dar nu... Da, trebuie să dau drumul iară la laptop. Nu-i, dar e ok, las. Cam atât am avut de zis. Mersi că ați venit. O seară faină în continuare.